Ne așteaptă o partidă grea, o partidă cu un adversar care luptă foarte strâns pentru evitarea pozițiilor care duc la play-out. Am studiat adversarul, am văzut că formează o echipă bună, o echipă care are 6 victorii în deplasare. Din 6 victorii, 4 sunt în deplasare și sunt într-un clasament al golurilor primite pe locul 4. Deci asta înseamnă că au o organizare foarte bună, sunt foarte periculoși pe contraatac, iar noi trebuie să fim pregătiți mâine seară pentru a contracara aceste lucruri. Suntem pregătiți, moralul este bun după ultimul joc. Ne dorim să menținem cât mai strâns lupta pentru primul loc, cu o victorie mâine seară. Greu că a trebuit să urmăriți meciurile de acasă și cum vă simțiți acum, dacă ați trecut cu bine prin acest episod? Da, greu, e greu. În fața televizorului e destul de greu, alte trăiri. Nu poți să faci ceea ce propui să transmiți echipei. A trecut însă această perioadă, mă bucur că a fost mai scurtă, de doar 7 zile, și că pot fi alături de echipă la meciul, începând cu meciul de mâine seară. În toată această perioadă a ținut legătura cu Mihai Pintilii, chiar și el a fost criticat, din păcate, de patronul echipei. Nu, a ținut legătura tot timpul și după fiecare antrenament și înainte de fiecare antrenament, bineînțeles că și la joc, era normal să fie așa, să avem o legătură pentru a controla programul, pentru a ști tot ce se întâmplă în jurul echipei. Legătura mea cu Pintilii este foarte bună. Cât de bine este acum că s-a mai redus distanța față de CFR? Ei nu au reușit să câștige anul acesta, fac și ei de învins, să zicem așa. Da, e important pentru noi, dar așa cum am spus, totul n-ar fi suficient ca ei să se încurce, iar noi să nu reușim să câștigăm. Trebuie ca până la finalul, cel puțin al sezonului regulat, să câștigăm maximum de puncte pentru a spera la apropierea sau, cine știe, chiar depășirea celor de pe primul loc. Deci mai mare presiune acum, că ei parcă dufie un pic, cam obosiți? Nu cred că sunt obosiți. Într-adevăr, n-au reușit să câștige, dar au o echipă experimentată. Cred eu că au puterea să-și revină. Important pentru noi, e o presiune, nu pot să spun că nu e o presiune pentru noi. Tot timpul când vii din urmă și ești forțat să câștigi, automat intervine acea presiune. Însă sper ca noi să fim inteligenți, atât de inteligenți cât să facem tot ceea ce depinde de noi pe teren să ne câștigăm jocurile. Totuși, distanța față de CFR putea fi mai mică dacă FCSB ar fi câștigat FCU Craiova. Credeți că s-a resimțit o anumită oboseală la acea partidă sau care au fost cauzele pentru care nu ați câștigat? Nu cred. Dar nu s-a pus problema de oboseală. Echipa s-a exprimat foarte bine din punctul meu de vedere. Am avut o sumedenie de ocazii în meciul cu cei de la Craiova. N-am reușit să marcăm atât cât mi-aș fi dorit. Și am făcut câteva greșeli care ne-au costat, au avut 3 șuturi pe spațiu părții din care au înțis 2 goluri. Asta a fost să fie, dar jocul pe ansamblu a fost unul destul de bun din punctul meu de vedere. Așteptați din partea celor de la Gazmetan o favoare, să spun, sau o minune poate în meciul cu CFR? Da, mă gândesc doar la noi, sunt concentrat pentru acest joc, încă o dată vă repet, contează foarte mult și rezultatele adversarilor noștri, dar mult mai important este ceea ce facem noi, mult mai importantă este evoluția noastră și rezultatul pe care îl obținem. Și sunt concentrat și vreau să ne concentrăm toată lumea și jucătorii să fie concentrați la ceea ce trebuie să facem noi pentru a câștiga mâine seară. Da, din păcate, exact, am avut problema asta, că n-am putut să beneficiem de suporteri din cauza pandemiei. Acum a apărut altă problemă. Mie se pare o măsură cam drastică, sincer, pentru a închide porțile spectatorilor, dar nu avem ce să facem. O să le resimțim lipsa, să zic, din tribune, dar sper ca jocul nostru să fie unul bun și într-un final să fim bucuroși să câștigăm. Pentru că ați vorbit puțin despre meciul cu Craiova, voiam să vă întreb cum se trăiește un asemenea meci de acasă, cum l-ați privit? Puteți să stați jos sau stați în picioare, sau cum se trăiește un asemenea meci de la televizor? Sper că nu m-au auzit vecinii ce am făcut pe în casă. Nu, n-am văzut să stau jos, m-am plimbat, mă imaginam că era pe marginea terenului, dând indicații. Cum a fost ziua aia? A fost prima oară, nu? Poftim? Cum a trecut ziua aia? Da,
greu că în momentul în care nu ești să pregătești jocul, să vorbești cu echipa, să intri în febra meciului, e greu de acasă să organizezi totul. Am ținut o mică ședință, un prin Zoom cu echipa, dar nu e același lucru. Sper că să nu mai avem parte de asemenea momente. Bucura și rezultatele CFR-ului? Da, ne-a bucurat. Sunt importante acele rezultate pentru că am reușit să ne apropiem cât de cât de ei. Urmăresc cu interes fiecare meci al lor, nu e normal, aș minți să spun că nu mă interesează, dar în același timp, așa cum vă spun și o să susțin în continuare, sunt foarte preocupat de ceea ce facem noi și ceea ce trebuie să facem noi pentru a reuși să câștigăm meciurile. Revenim la meciul de mâine, Hegiuma va fi în Lodge și care vizează dumneavoastră că e poziția lui optimă în teren? Da, ce l-am văzut, îl poate să joace atât mijlocaș central cât și Inter, are o disponibilitate foarte mare la efort, tehnică bună și talie, un mijlocaș util. Vom vedea mâine dacă va intra și pe ce poziție, mai ne gândim, de-abia a venit, vom vedea până la ora jocului situația lui. Cert este că e un jucător valoros, un jucător care cel puțin în acest sezon la Botoșani a avut o evoluție foarte bună și ca urmare a venit aici. Cât de greu este de desfăcut o apărare precum cea a Chindiei? Echipa noastră este în general o echipă care iubește spațiile mai mari, ca să spun așa, oricum va fi spații foarte mici, foarte închise. Da, sper să avem răbdare necesară, să avem o construcție, să avem o răbdare și în momentul în care reușim să-i plimbăm dintr-o parte în alta, poate să găsim anumite trasee și anumite spații libere. Sper să avem inspirația necesară la ora jocului, cei care vor fi pe teren să găsească soluțiile optime. O acțiune individuală depinde, sunt situații mai multe care pot apărea în condiții în care întâlnești o apărare supraaglomerată, dar cred eu că nu vor fi chiar așa de retrași. Cred că vor încerca să joace. Sunt jucători care vă plac în mod special de la Chindia? Nu știți de ce vă întreb? Nu vreau să vorbesc, da, nu vreau să vorbesc despre jucătorii celorlalte echipe, mai ales înaintea unui meci direct. Nu, dar acum e un caz special că s-a făcut public, că are există o ofertă pentru ea. Noi urmărim mai mulți jucătorii valoroși din Liga 1, nu numai de la Chindia, dar s-a făcut public o chestie care deocamdată nu s-a materializat. Și vom vedea dacă se va materializa. Sunt jucători interesanți și la alte echipe, că, apropo, dacă mi-aduc bine în minte, dumneavoastră m-ați întrebat acum vreo două săptămâni despre ce jucători interesanți sunt în Liga 1, am zis că sunt, însă nu vreau să vorbesc, mai ales înaintea unui meci direct, despre anumiti jucători de la echipa adversă. Spuneați mai devreme de suporteri și că, mă rog, continuă să existe contestatari din partea lor către dumneavoastră. Ați încercat să aveți un dialog cu liderul de galerie, pentru că de obicei a avut dialog și cu patronul și cu unii jucători. Și vă întreb dacă ați avut și dumneavoastră la rândul. Nu, n-am avut niciun dialog cu dânsul. Răspunsul meu este doar pe teren, echipa ce joacă și ce vreau să joace și să încercăm să ne îmbunătățim stilul de joc și evoluția și rezultatele. În rest, mai departe, nu am ce să comentez. Respect suporterii, numeroșii noștri suporteri și îmi pare rău încă o dată că mâine seară nu vor fi lângă noi, cel puțin lângă echipă, pe stadion. Dar în afară de faptul că ați venit după Edi, au ce să vă reproșeze sau v-au transmis ceva, că ați avut rezultate, nu... Da, nu am discutat nimic pe tema asta. Conflictual nu sunteți? Adică nici nu am crezut că e necesar să am o discuție la distanță, prin presă cu suporterii, pentru că nu e normal. Dacă e ceva și cineva dorește ceva discuții cu mine, sunt deschis, nu e nicio problemă. Să încearcă, eu știu, să se creeze un caz Cheșeru, ați discutat cu el de la revenire? Un caz Cheșeru. Pentru că am văzut și declarația ale liderului de galerie că el susține condiționat, că sunt de partea lui, că da. Când e de o parte sau de alta, deja ar fi un conflict. Și... Nu, Cheșeru e un jucător profesionist, e jucător plătit de club, de către club, la zi, își face treaba, se antrenează, când va fi nevoie de el, cu siguranță va intra și va încerca să dea totul pentru echipă. Nu cred că e vorba de un caz Cheșeru sau un caz anume la anumit jucător. Credeți că se mai poate micșora distanța față de CFR până la Inter în play-off sau aceste 3 puncte după înjumătățire sunt accesibile? Practic este un meci direct. Da, mai sunt 5 etape și e greu să mă pronunț acum. Important e ca noi cel puțin să păstrăm această diferență de 6 puncte. Cel puțin. Asta înseamnă că noi trebuie să câștigăm toate meciurile, în ideea în care și ei vor câștiga toate meciurile. Și la intrarea în play-off vom vedea
și echipele care ajung acolo și ce șanse vor fi la momentul respectiv. În ce măsură ar fi util un jucător ca Omrani la FCSB? Spunea patronul echipei că va face o ofertă oficială pentru el. Da, un jucător de atac, un jucător care poate juca atât în zona centrală cât și în bandă, un jucător foarte bun. De asta valoarea lui cred că nu contestă nimeni, iar cred că în cadrul echipei noastre chiar ar fi s-ar exprima destul de bine, cred eu. Dar nu știu, e de vreme să vorbesc despre așa ceva, el este jucător cu contract cu CFR Cluj. Nu vreau să comentez alte lucruri despre viitor, eventual transfer. De obicei, patronul ce își propune cam obține. Îi țineți pumnii în cazul ăsta. Da, vedem ce se va întâmpla, pentru că mai sunt așa și niște declarații care să stârnească alte discuții. Dar înlocui perfect pe Cheșeru? Dar nu vreau să mă gândesc la asemenea lucruri acum. Chiar nu mă gândesc la așa ceva. Mai avem 5 meciuri plus play-off-ul, sunt o grămadă de jocuri de disputat. E foarte devreme să mă gândesc la alți jucători care pot apare în locul altora de aici. Mai avem de noi jucat, sunt atâtea jocuri, atâtea puncte puse în joc, pe care noi trebuie să le câștigăm. Jucătorii care vor intra pe teren, o repriză, un meci întreg, 5 minute, trebuie să intre și să dea totul pentru a ajuta echipa. Atât. La capitolul venirii, Achim a semnat și el în această săptămână. Este un jucător pe care l-ați dorit sau este un jucător așa mai mult de lot? Cum... Nu, e un jucător care ne ajută din punctul meu de vedere pentru că avem așa acum un echilibru pe posturi și ar putea, în momentul când ai dubluri pe posturi, și e mult mai competitiv și ai avea mai multe soluții. Pui presiune și pe celălalt jucător care joacă sau că a jucat în trecut, iar pentru noi veniți e un motiv de bucurie, cred eu, să ajungă în cadrul acestei echipe. A venit pentru o dublură pe postul de fundaș dreapta pentru că provine dintr-un mijlocaș defensiv. Da. V-ați folosit acolo în bandă dreaptă? În principal, da, pentru poziția din partea dreaptă. Dar ați văzut că la noi s-au mai schimbat anumite poziții ale jucătorilor în funcție de situații, în funcție de necesitatea jocului, jocurilor în care a trebuit, de exemplu, să pun pe Ovidiu Popescu fundaș central sau Haruț fundaș dreapta când era la noi. Și în principal pentru poziția de fundaș dreapta, dar vom vedea mai bine și la antrenamente și ce nevoi vom avea pe parcurs. Ați avut vreo discuție cu Vlad, portarul? Nu, despre? Au mai fost mici greșeli, ezitări, da. Bine, e un copil, să zic. Da, postul de portar este mult mai dificil decât celelalte posturi, din punctul meu de vedere, pentru că orice mică eroare, orice chestie se vede imediat și toată lumea sare. Dar nu cred că e problema cu el. El e un băiat foarte serios, se pregătește, are un mental foarte puternic și cred eu că nu sunt probleme cu el. Vreau să întreb dacă a învățat ceva din sezonul trecut, pentru că s-a pierdut un titlu. Automat din greșeli învățăm toți și cred eu că și el la fel. Nu cred că repetă anumite greșeli sau nu cred că s-au văzut în evoluțiile lui anumite greșeli care le-a făcut în trecut. Apar anumite erori, dar sunt convins că e destul de inteligent încât să nu le mai repete. De obicei, antrenorii de la FCSP ajung și la națională. Da. Nu vorbesc despre așa ceva, nu, acum nu are sens. Sunt aici și mă gândesc doar la ceea ce trebuie să fac aici.